Salut, Jane, ce faci? Salut, bă, bănică, ce fac, bă, băiat, mă? Uite ce să fac, pe la tine, noroc? Salut, noroc. Mă bucur, mă bucur. Bă, pe la tine, așa, să... Nu știam că vii, dar nu mă gândeam că vii acum, știi, dar... Bă, acum am avut timp. Că sunt ocupat în perioada asta. Felicitări pentru evenimentul. Mulțumesc, mulțumesc. Bravo, să-ți trăiască fetița. Mulțumesc mult. Bă, mă bucur pentru tine. Și de ce mă bucur, ca să spun, de că ne cunoaștem de atâta timp. Da? Și știu, adică îmi dau seama că e o bucurie și chiar rezonez cu bucuria ta, ca să zic așa. Mulțumesc, Jeane, ești un prieten de nădejde. Așa trebuie să fie prietenii, de nădejde. Da, da. Dar ce mai zici? Ce să zic, uite, eram curios de berbeci ăștia ai tăi. Ia fii atent. Eram curios de berbeci ăștia, ăla pe care l-ai luat atunci de la Viorel, cum s-a adaptat aici, deci, între ăștia. Cel care m-a abuzat, să înțeleg. Băi, bine, eu l-am iertat, ca să spun drept. Eram într-o seară aici și m-am pomenit cu Duduie, cu un buchet de flori. De la iartă-mă. De la iartă-mă. Înțelegi? Și... Venise cu Mircea Radu. Nu, Mircea Radu era plecat. Era plecat în Tenerife, înțelegi? Și zice, aveți un buchet de flori. De la cine credeți că ești? De la cine, mă, Jănică? Nu știu, zic. De la un berbec care v-a tâmpit acum. Aoleu, zic, berbece. Da, mă, uite la aici. Ăsta e. Aha. Care, ăsta primul? Nu, ăla, da. A, ăla mai mare. Ia, mă, ia. A, da, fug în corp. Da, 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 este mai șios, e rușinos așa de felul lui. E șios așa. Da, 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 da. Și ăla e berbecul de la Viorel, nu? Ăla înaltul de acolo. E de la Viorel, ăsta-i din oile mele, înțelegi? Da. Ăsta o să-l tai, nu-l mai țin. Și ăștia sunt merinoșii ai mei, care ăsta până acum a mutat și o să o montez ăsta de aici, știi? Înțelegi? Deci ăștia sunt merinoși? Ăștia merinoși de Transilva. Bine, fii bătrâni, sunt cam spre apusul vieții acum ei, înțelegi? Ah, sunt bătrâni. Da, 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 da. Ăsta nu mai are mieluțe mari acum, cum s-ar zice, gata de însurătoare, de măritiș. Da. Nu mai, nu o să mai monteze. Montează doar ăsta de aici. De aceeași rasă, dar luat de la același proprietar. Uh-huh. Ia Vasile de la Baba Ana. Uh-huh. Și acum, până acum ăsta a montat, ăsta a avut două rânduri de două serii de miei. Am oprit niște mieluțe din el și acum o să monteze ăsta, dar da. Să mai poate să monteze și yeah. Bă, ăsta împunge, mă, Jănică? Să faci, să faci așa, da, dar e mai mult la intimidare, știi? Băi, că mă cam intimidează, trebuie să spun. Nu, stai liniștit. Că îi fac dos sarpen în almă. Da. Uite, frumoși, a? Frumoși. Da, da. Uite și ăla de la Viorel. Ăsta e merinos de trasiv. A zis omul ăla, zic, l-am întrebat, băi, nevastă, de unde ai matat oile astea cu ani de zile în urmă? Zic, băi, neică, știi de unde am oile astea? De la Arad, m-am întâlnit cu unul. El era cioban, era cu ele, pe câmp. Și bă, că m-am întâlnit pe câmp cu unul de la Arad și a luat, nu știu, vreo 60 de oi atunci, înțelegi? Uh-huh. Și moșul le-a mutit, s-a dus la Arad acolo după mii, după berbec ce a făcut și da, e foarte bună rasă de oi, spun sincer. Uite asta, dacă aș găsi pe unul cu toate că e mai bătrân, să-l dau, nu l-aș da numai să mai, uh-huh, să mai producă ceva miei din rasa lui, dar e foarte bun. La merinosul de Palas cum e? De merinos de Transilvania. Merinosul de Palas e asemănător, înțelegi, ca rasă. Uh-huh. E asemănător. Da, da, e... Ia uite ce dă din... Da, e agresiv. Bă, da, uite, ia ce sperios e ăla țigaie. Oaia așa e, prin natura ei, mai sperioasă, știi? Uh-huh. Da, da, da. Oricum, arată bine și ăla. Da, da. Da, Jănică. Țigări. Foarte frumos. Da, putem bine la tot. Opa. Thank you.
Bere aici, uite-te. Bem așa, da, atent, uite. Foarte bine, oricum. E câmp, puteți să beți orice. Așa, moile, să zicem că... Pe câmp puteți să beți. La magazin, să zicem, măi, gata, ne îmbătăm și să moile, că nu. Normal. Noi suntem mai curați și mai altfel. Și mai fericiți. Și mai fericiți. Corect. Nu ce ne-am borat de aici. Ne-a făcut de injecte și de răcear și de tot. Nu avem o țuică în parte, unul bărgeată. Și n-aveți nici pe naiba, vorba aia. Da, n-avem nimic. Da. Vă mulțumim frumos, da. Bă, că mai este o stână aici, în partea asta. Vreo 300 de oi. Frumoasă zonă, păcat că e vântul ăsta, nu știu cât de mult mă aud. Oameni buni, foarte, foarte faine oile astea, rață. Printre puținele exemplare care au mai rămas în România, să știți. Frumoase oi! Frumușele oile astea. Și ați avut numai țigăi ați avut de-a lungul timpului da, aici? Da, am și merinoase. Și merinos? Am atiat. Haide! Da! Gata la ea! Zona noastră cel mai bine prinde țigaia, din experiența da, dumneavoastră? Și țigaia și mărânoză și țurcana. A, și țurcana prinde aici? Mai nu știu tu. Dar pe țurcana. Asta se prinde noastră. A, văd că da, da. Stogoșul, e mai multe adunări. Carabașa să ți-a avut vreodată? Da, bă, da, fii, mă, zi. Cu doi berbeci, carabaș, da. E mai cum.